Kazim. Temperatura de aproape 0 grade de afară nu i-a împiedicat pe copii să danseze cu bucurie. Trupa de majorete a Asociației Culturale Millennium Art a oferit de asemenea momente coreografice unice. La scurt timp, pe scenă și-a făcut apariția și Moș Crăciun. Micii dansatori au spus moșului ce cadouri și-ar dori să primească. Ia să-mi spui tu repede, ce reprezentați voi, ce asociație, ce grup coregrafic, da? Ia! Asociația Millennium Art. Bravo! Bravo! Nu vă aud! Hai să-i aplaudăm! Spectacolul a făcut parte din programul cultural-artistic organizat de Primăria Giurgiu în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel de evenimente vor avea loc în Parcul Mihai Viteazul aproape zilnic până în ziua de Crăciun.